Salutare, prieteni! Eu sunt un om simplu. Tot ce vreau este asta, cu care să pot juca astea pe ăsta, la 800 cu 600. Misiunea mea, dacă aleg să o accept, este să fac acest lucru posibil. Calculatorul pe care îl voi folosi acum este construit în urmă cu câteva luni. Avea un GeForce 4 Titanium 4200, dar am schimbat placa video recent, la un GeForce 3 Titanium 200. Ce? Îmi plac downgrade-urile! Motivul pentru care folosesc 800 cu 600 pe acest monitor CRT este că monitorul suportă 85 de Hz la această rezoluție. La 1024 cu 768 știe doar 60 de Hz și nu pot să mă uit la el așa că îmi nenorocește ochii. Există unele jocuri care setează refresh rate-ul la 60 de Hz atunci când sunt în joc și, pentru a contracara asta, folosesc Override DirectX din DXDiag. Îl pui la 85 de Hz și aia e. Acest lucru funcționează numai pentru jocurile direct 3D, teoretic. Pentru a înțelege adevărata amploare a puterii unei plăci video, testez întotdeauna jocuri mai vechi decât placa. În acest caz, POD, un joc dezvoltat de Ubisoft și lansat în 1997. Jocuri ar trebui să ruleze ca uns, având în vedere cerințele sale. Pentium MMX 120 MHz, CD-ROM 4X, placă video SVGA, 16 MB de RAM și 20 de MB spațiu pe harddisk. Jocul rulează la 640x480, setări high, dacă o avea așa ceva, cu 4X anti-aliasing și 8X anisotropic. După cum puteți vedea, avem 100 FPS tot timpul, cu mici căderi sub 100 aici și colo. Jocul folosește 17 MB de RAM, destul de aproape de cei 16 necesari, și 10 MB memorie video, eu am 64. Vă rog să rețineți că arăt doar memoria RAM și memoria video utilizată de joc, nu valoarea totală utilizată de întregul sistem. Asta a fost doar încălzirea și înainte de a trece la jocuri mai noi, câte ceva despre fiecare joc. POD este un joc de curse arcade plasat într-un viitor îndepărtat pe o planetă ciudată unde s-au întâmplat lucruri. Ok, povestea este următoarea. A mining accident unleashes a fungus from within the planet on its inhabitants, causing widespread panic. After most of the population escapes the planet, a few survivors remain on Io, with only one ship remaining. The survivors soup up cars which they race in tournaments, the winner of the final tournament taking the last ship and escaping to safety, leaving the others to die. Da, veți găsi mai multă bucurie în interiorul unui cimitir. Simțul vitezei este uimitor în acest joc și, deși nu este Star Wars Episode 1 Racer, se simte totuși destul de bine. Ceea ce nu-mi place este că mașina se oprește brusc când lovește alte mașini sau alte obiecte, însă pentru un joc din 1994 este impresionant, arată frumos și gameplay-ul este mai mult decât decent. Unreal Tournament a fost lansat cu 2 ani înainte de acest GeForce 3 Titanium. De asemenea, avem nevoie ca această armă să se întoarcă în jocuri într-un fel sau altul. Mulțumesc! Jocul rulează excelent la 800 cu 600. 32 de biți, setări high. Am adăugat de asemenea 8X anisotropic. Din păcate, folosind anti-aliasing, scade performanța mult sub 60 și nu îmi permit asta. Pe această hartă am în jur de 100 FPS în timp ce sunt singur și 50-60 în timpul luptelor intense, ceea ce este perfect pentru acest joc. Jocul necesită un procesor Pentium de 200 MHz, 64 MB RAM și o placă video de 8 MB. Și din nou, ce am eu depășește cu mult aceste specificații. Folosind Riva Tuner, vedem că Unreal Tournament folosește 105 MB de RAM și 61 MB memorie video. 61 este mult și foarte departe de cei 8 MB recomandați. Mulțumim Epic Games! Unul dintre arena shooterele clasice, Unreal Tournament are o grafică superbă datorită motorului Unreal, gameplay-ului fast-paced și captivant, dar și level design-ului, adică felul în care sunt construite hărțile, construite într-un mod care maximizează piu-piu-ul. The name of the game pentru Unreal este diversitate, în arme, obiecte, hărți, tipuri de jocuri. Avem 6 tipuri de jocuri, hărți stabilite în diverse medii, castele, nave spațiale, spațiu, apoi armele, o mulțime de arme, dar în afară de asta, armele au foc alternativ. Apeși click dreapta și arma se va comporta diferit. Screamer 4x4 a fost lansat în anul 2000. Oamenii au uitat de virusul Y2K și după agitația din anul 1999, oamenii au decis să se chileze cu un joc off-road uimitor. La fel ca jocurile anterioare, încă nu am probleme cu cerințele recomandate, Pentium la 300 MHz
64 MB RAM și 16 MB memorie video. Jocul rulează excelent, chiar și cu 2X Quality Anti-Aliasing și 8X Anisotropic, 45-50 FPS tot timpul, cu distanță maximă de vizualizare, adică view distance. Acum, ce este Anti-Aliasing și ce este Anisotropic? Păi e simplu, Anti-Aliasing face ca texturile, obiectele să se vadă fără scărițe, să se vadă mai smooth, și Anisotropic face ca texturile de la distanță să se vadă mai clare, să nu se vadă blurate. Creamer utilizează 72 MB RAM și 19 MB memorie video. Nu am jucat niciodată acest joc până acum, dar după ce am văzut unul dintre videoclipurile Fierce Computer Lab, pare că jocul este frumos. Și până la urmă, de ce nu? De ce nu l-aș încerca și eu? În plus, descrierea GOG a fost suficient de convingătoare. Ascultați acest lucru. Te-ai săturat să fii șofer duminica? Da. Te-ai săturat de același vechi traseu rigid? Aha. Vrei dur și murdar? Despre ce este din nou acest joc? Deci, un joc în care conduci liber pe o hartă dată, cu teren accidentat, pante, vreme diversă și altele, cu vehicule pregătite de drum greu, folosind o fizică destul de avansată pentru vremea sa. Cu excepția acestor doi ciudați care îmi amintesc de acest alt ciudat, jocul se simte foarte frumos. Mașina are cutie de viteze cu high și cu low, folosim high atunci când vrem viteze mai mari și nu trebuie să urcăm mult, și low pentru urcare și accelerație mai precisă. De asemenea, putem schimba între 4x2 sau 4x4 doar cu un buton. Sincer, nu înțeleg scopul 4x2, mașina este extrem de greu de manevrat. Poate doar când vrei să ai viteză mai mare, nu știu. Legacy of Kain: Soul River 2. Lansat în 2001, acesta este unul dintre jocurile pe care mi-am dorit foarte mult să le joc de-a lungul timpului. Am început întotdeauna să joc, întotdeauna m-am oprit după jumătate de oră. Nu știu de ce. Acest joc necesită un procesor de 700 MHz și 128 MB memorie sistem. Memoria recomandată a plăcii video este de 32 de MB, jumătate din ce avem noi pe GeForce 3. 70-80 FPS tot timpul, la 800x600, setări high, 4 anti-aliasing, 8X anisotropic, pe un joc lansat în același an cu placa video. Cine a spus că plăcile video mai vechi nu rulează bine cu anti-aliasing? Ei bine, poftiți aici! Jocul folosește doar 46 MB memorie de sistem și nu este o greșeală, am verificat de 3 ori acest lucru. În schimb, utilizează 33 de MB de memorie video. Jocul vrea să am o experiență cinematică de fiecare dată când deschid ușa. De ce? Urăsc atunci când pierd controlul camerei sau al personajului. Raziel arată cool, însă are niște aripi minuscule care nu îi fac cinste. Arată chiar amuzant, chiar are nevoie de aripi mai mari. Iar aripile mai mari ar trebui să-i dea mai mult de o secundă de hover, zic și eu. Medal of Honor Allied Assault a fost lansat în ianuarie 2002, la 3 luni după GeForce 3 Titanium 200. Specificațiile minime sunt Pentium 3 la 733 de MHz, 128 MB RAM și 16 MB memorie video. Jocul este construit pe engine-ul Quake 3 și deși engine-ul în sine este bine optimizat, nu am putut face acest joc să meargă peste 40 în timpul luptelor, atunci când folosesc anti-aliasing sau anisotropic, deci fără. Acum, cel mai low FPS a fost 50, în timpul luptei cu mai mulți inamici. În timp ce stăteam degeaba, am avut peste 70. Consider că acestea sunt niște frame-uri bune pentru setări high la 800x600. Nu am folosit cele mai mari setări, deoarece FPS-ul scade destul de mult la nivele incomode. Dar nu la fel de incomode ca această muzică epică, dar cu adevărat tristă. Ascultați asta și spuneți-mi că aceasta nu este cea mai bună muzică de mormântare pe care ați auzit-o vreodată. Mi-am dat seama că, din anumite motive pe care nu le cunosc, sunt cam praf la jocul ăsta. Dar după multe încercări eșuate, am decis să merg cu capul înainte, fie ce o fi. Pentru că sunt un profesionist, sunt destul de încrezător jucând cu 2 la viață, ce ar putea să se întâmple? Da, prietene, uite-te la mine cum mă duc! Medal of Honor este un joc simplu, cu gameplay simplu, tipul de joc care îmi place cel mai mult, PNP, pornește și pocnește. Shooter pur sânge. Vorbind despre jocuri shootere pur sânge, am terminat recent Sir Sam The First Encounter.
Acest joc ar trebui să funcționeze bine, după cum puteți vedea. Cerințele recomandate sunt decente. Uitându-mă la cerințele pentru toate jocurile pe care le-am jucat pentru acest video, am observat că toate necesită procesoare lente, sub 1000 MHz, chiar și pentru cerințele recomandate și chiar și jocurile din 2004. Joc acest joc la setter high 800x600, pe 32 de biți și rulează excelent, în jur de 60 în timpul luptelor. Serious Sam se simte ciudat atunci când oscilează între 40-50 FPS, arma devine grea și se poate simți un fel de lag atunci când mișc mouse-ul. Deci 60 FPS este ceea ce ne trebuie pentru acest joc, altfel nici nu vreau să aud. Jocul are nevoie de 128 MB memorie RAM, recomandat, nu minim, dar în schimb folosește 160 de MB. Vă spun, RAM-ul a fost cea mai mare înșelătorie de la începutul anilor 2000. Toate companiile ne-au asigurat că avem nevoie doar de puțină memorie RAM. Tocmai de aceea calculatoarele de atunci aveau cantități mici de memorie, rezultând probleme uzuale. Software-ul și jocurile începeau să folosească swap file, adică hard disk-ul în loc de RAM, și pentru că hard disk-urile erau extrem de lente, aveam o mulțime de sacadări și frizuri în sistemul de operare, în software-uri și în jocuri. Mulțumim pentru nimic! Acum vă rog să aruncați o privire la acest nivel. Avem în jur de 6 elemente în total. Jucătorul, inamicii, zona în care te afli, zona de fundal, skybox-ul și luna. Foarte simplu, dar acest nivel arată uimitor. Am fost uimit prima dată când l-am văzut. Pur și simplu arată bine. Pe de altă parte, aici sunt într-o arenă. Jocul doar aruncă inamici la întâmplare spre mine, sunt destul de sigur că 50% dintre ei sunt plasați de dezvoltatori cu un scop, iar ceilalți 50% sunt adăugați la nimereală și peste tot, doar pentru a avea mai mulți inamici pe ecran. Morrowind este un joc cu cerințe minime scăzute, sau cel puțin așa ne zic ei. În realitate însă jocul ăsta a nenorocit toate calculatoarele din 2002, anul când a fost lansat. Ei bine, ei ne spun că necesită un Pentium 3 la 500 MHz, 256 MB RAM, sigur că da, și 32 MB de memorie video. Om vedea. Din nou, setter high la 800x600. Aveai noroc dacă dețineai un calculator cu care să joci Morrowind la FPS decent și setările acestea, în 2002. Și clar nu pe calculatorul de la Flamingo cu Duron 1200 care costa doar 12 milioane, nici nu puteai să deschizi jocul. Deci vrei să-mi spui că ieși din cameră, loading screen, ieși afară, loading screen, doar pentru a intra din nou înăuntru cu alt loading screen? În Gothic nu pățeai asta. Totuși, nu poți să-i blamezi pe cei de la Bethesda pentru aceste multe loading screen-uri. Este 2002 totuși, sunt sigur că pe viitor vor găsi modalități de a evita acest lucru în jocuri de lor moderne. Framerate-ul din interior este mai mult decât ok, 40-50 FPS. De îndată ce ieșim afară, FPS-ul stă sub 20 tot timpul, cam nașpa. După ce am schimbat opțiunea Shadows, am reușit să duc jocul la 20+, dar simt cu toții că distanța de vizualizare este adevăratul dinamic al performanței. Drawing distance la medium și... da, 30 FPS. Altceva, domnule, altceva. Chase este un joc a cărui acțiune se petrece pe Marte, un joc ce a fost lansat în 2003. Avem cerințe scăzute pentru RAM și procesor, dar acum avem 64 MB pentru placa video. În sfârșit, primul joc de aici care cere egal sau mai mult decât avem. Acestea sunt cerințele recomandate, apropo. 650 de MHz Pentium 3 recomandat în 2003. De ce nu? Nu e ca și cum toți trecusem la Pentium 4 sau Atron XP pe atunci. Placa video încă are suficientă putere, așa că încă jucăm la setter high 800x600, 32 de biți. Jocul folosește 206 MB memorie RAM și 51 MB memorie video, așa că suntem în siguranță cu cei 64 ai lui GeForce 3. Așa, jocul. Da, nu l-am jucat niciodată până acum, iar prima mea impresie este că jocul e un fel de Aliens vs. Predator, dar fără Aliens sau Predators. Am descoperit că poți activa Adrenaline Mode, mod care ar trebui să încetinească inamicii pentru ca noi să putem... E bullet time, ok? Nu e nimic nou. Oricum, în Max Payne e mult mai bine implementat. Totuși, nu înțeleg, mă simt la fel de lent ca inamicul. Ce se întâmplă aici? Habar n-am, poate îmi scapă mie ceva. FPS-ul este excelent. 40-50 limita inferioară, 70-80 superioară. Absolut superb. Need for Speed Underground 2? Cum să nu? Cu plăcere. Acum 100 de ani jucam acest joc pe un GeForce 2 MX și era groaznic. Dar l-am jucat și pe un GeForce FX 5200 și era decent. Cel puțin puteai activa unele efecte frumoase, cum ar fi stropii de ploaie pe parbriz, light trails, light bloom, motion blur și așa mai departe. Da,
motion blur, efectul care mă fascina când eram copil, dar pe care acum nu-l suport pentru că arată groaznic în majoritatea jocurilor mai vechi, la fel ca HDR. Acestea sunt cerințele minime și da, pentru un joc din 2004 pare destul de corect. Joc Underground 2 la 800x600, stutter medii, cu unele reflexii, light bloom, motion blur și câteva umbre aici colo, doar pentru a face jocul să arate mai frumos. Underground 2 folosește 192 MB RAM, ceea ce nu este foarte mult, totuși este 2004. De obicei nu aveam 1 GB de memorie RAM în 2004, nu? 47 MB de memorie video este din nou foarte bine. O mulțime de plăci video aveau cel puțin 128 MB în 2004. Jocul arată super și rulează în jur de 30-40 FPS când nu ai alte mașini în jurul tău, dar în jur de 20 când ai. Este ok, oricum dacă ești șofer bun, le lași în urmă. Da, nu sunt multe de spus aici, este Underground 2, merge ok. Desigur, nu îl voi juca pe acest calculator, dar este frumos să vedem cum se comportă acest joc pe plăcile video mai vechi. În cele din urmă, trebuie să recunosc, motion blur-ul din acest joc arată frumos, nu îți dă peste față și nici nu face din elementele de pe ecran o ciorbă. Dar, poate această placă video să ruleze Doom 3? Desigur, este imperios necesar să-l testăm. Dezvoltatorii au folosit noile shadere programabile de pe această placă video pentru a dezvolta Doom 3. Cerințele minime sunt apropiate de ceea ce folosim acum, cu excepția RAM-ului, care din nou este puțin cam jos, 384 de mega. Vom vedea cum se comportă. Cunoscut pentru texturile sale uimitoare, când le puteți vedea, acest joc este atât de întunecat, încât mă întreb de ce Zack Snyder nu a făcut un film bazat pe el. Joc la 640x480, setări absolut minime. Iar datele ne arată că Doom 3 folosește 290 MB RAM și 57 MB memorie video, ceea ce nu este rău pentru un joc atât de solicitant din 2004. Pe de altă parte, folosesc cele mai mici setări. Nu știu, prietene, este al 10-lea joc din acest videoclip și, sincer, scriptul ăsta deja are 8 pagini, imaginația mea a ajuns la fund de tot, voi vreți videoclipuri lungi, așa că iată-ne aici. Dacă doriți, pot vorbi despre motivul pentru care îmi place Doom 3 mai mult decât alte jocuri din 2004, chiar și Half-Life 2. Sunt sigur că toți veți rezona cu mine. Jocul rulează ok. Mă bucur că nu există sacadări constante sau frizuri urâte. FPS-ul este oriunde între 15 și 60 în funcție de numărul de monștri și particule de pe ecran. Desigur, nu voi juca acest joc pe această placă video, dar e un joc bun pentru a proba capacitățile puternicului GeForce 3 Titanium 200, o placă video pe cât de frumoasă, pe atât de istorică și puternică. Placa video este foarte bună pentru 800x600, setări high, chiar și anti-aliasing și anisotropic, pentru jocurile 1998-2002. Vă mulțumesc tuturor și până data viitoare aveți grijă ce plăci video folosiți!